Rugămintea mea este să participați la mai multe ședințe. Ar fi foarte interesant pentru toți cetățenii. Ar fi foarte important pentru toți cetățenii să vedem cum ne comportăm în aceste ședințe și cum votăm în aceste ședințe. Și acum un punct de vedere față de prima intervenție. S-a vorbit, domnul profesor a vorbit în prima intervenție și mă bucur că a vorbit de această sală importantă. Și a zis că cineva vrea să ne am și clădirea și sala să o dea cu clădirea. Ați vorbit de necesitatea locurilor de parcare. Da. Este o realitate. În acest consiliu am introdus de 6 ori piața Pramianu să realizăm parcare subterană și consilierii nu doresc. Vreau să știți mai departe că sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, să negociezi până la principii. Din anul 2002, când acest oraș era coordonat de PSD, s-a făcut o negociere și o întâlnire cu toți cetățenii. Și în strategia municipiului Arad s-a solicitat din 2002 mutarea pieței, iar apoi realizată de parcări subterane. Mai mult de atât, ca să poți să faci acest lucru, trebuie să votezi un plan urbanistic de zonă, votat în unanimitate de toate partidele. Mai mult de atât. Eu am fost cel care am spus trebuie prima dată să asigurăm o piață. Noi astăzi vorbim de o piață la 150 de metri. Piață cu ceea ce înseamnă. O piață cu ceea ce înseamnă toate condițiile pentru avizare și apoi realizarea investiției cu parcări în ceea ce înseamnă zonele viitoare pietonale ale municipiului. Pentru că în patria astăzi consilierii, nu trebuie să mă creadă nimeni, domnul consilier. Consilierii actuali au votat, vă spun încă o dată, prin unanimitate, să facem acest proiect. Și asta arată duplicitatea. De aceea, mulțumesc celor care țin cuvânt.